Ați văzut mai mulți producători sau mai mulți comercianți în piață? Producători. La ora asta producători sunt, părerea mea. Și marfa bună se cunoaște din grădină, din solarii, fiecare cum... Prețurile? Accesibile, chiar bune. La munca care presupune la grădină, cred că să mulțumim, să le mulțumim. Dacă ați avea de ales între produsele așezate pe tarabă de producători și cei la alții, adică comercianții, pe care le-ați preferat? Și producătorul, bineînțeles. Dacă e... Păi asta este că nu prea se vede, că nu știm exact care e producătorul și care e ambulantul acela care cumpără și dă de colo-colo și nu știm calitatea lor niciodată. Trebuie încurajați producătorii? Trebuie să încurajați, dar nu vedeți, momentan nu se face nimic pentru ei. Dacă sunt mai mulți producători sau mai mulți comercianți în piață și dacă se simte lipsa producătorilor? Nu prea am stat mult ca să observ din astea așa. Dar calitatea produselor? Am impresia că azi chiar erau calitativ bune. Am luat-o eu de la cap la coadă și m-am tot uitat, așa, mai luat câte ceva. Dar de principiu căutați să cumpărați de la producători sau de la comercianți? Mai bine de la producător. Știi omul ce vinde și de unde vinde, așa, tu îmi dai mie, eu îți dau ție și pe dedesubt băgăm. Așa. Se vede și la preț? Măi, prețurile prea scumpe nu sunt astăzi. Se simte lipsa producătorilor în piață? Fără discuții. Fără ce se simte? În toate. În toate. În prețuri cel mai... Păi i-am îndepărtat și i-am alungat așa ca pe niște, nu știu mai ce, o rușine, să le fie rușine la toate autoritățile. Indiferent cine ar fi. Asemenea conducător n-am văzut în viața mea și nici nu o să mai fie. Ce i-a alungat, în primul rând, pe producători? Ce i-a alungat? Mă râde de ei. Nu le primește marfa în marketuri, în supermarketuri, în tot felul de... Mai ales în piețe, bântuie țigări. Impostori. Comercianții ambulanți. Care vine și te șegmănește. Asta este. Realitatea e cruntă. Doamna, nu îi cunosc. Majoritatea de unde cumpăr eu sunt producători. Eu cumpăr de la anumiți oameni, de la țărani. Da, ar trebui să fie încurajați mai mult să vină în piață producătorii? Păi ar trebui, că n-au unde să se ducă săracii decât în piața asta. Unde să se ducă? Pentru că de acasă, de unde știi să te duci să cumperi? Spuneați la un moment dat că dumneavoastră cumpărați de la anumite persoane. Da, De ce îi preferați pe aceia? Pentru că îi cunosc, că sunt sârbi autentici, da. Da, de unde mă duc eu chiar acum este sârb. Și se vede calitatea produsului. Exact, da. Păi eu n-am mâncat roșii până n-a ieșit el cu ele. Acum o săptămână, două a ieșit pe piață cu roșiile. Mai mulți comercianți. Pentru că aia vine săraci dimineața și nu... N-au cum să stea aici, n-au unde să doarmă, n-au... Și ei vine și aia le dă cum preț, ăștia vinde ea cât vrea ei. Deci mai mulți sunt neguți de ăștia, samsari, cum să zici. Se simte lipsa producătorilor? Să cam simte, pentru că ăia se gândește că știe cum se meargă cu prețurile, da. Ăștia taie în carne vie. Se văd producători în piața buzoiană? Există? Se vede prezența lor în calitatea produselor? Cred că sunt. Nu știu, nu vin des așa, că nu sunt aici. Dar am văzut că sunt, totuși. Când aveți de ales, ați prefera să cumpărați de la producători sau de la comercianți? De la țăran. De ce? Românești. De ce? Fiindcă sunt țărancă și... Știu ce înseamnă, care e diferența între și între. La produse. La gust și la produs. Adevărat comercianți. Ar fi bine să fie mai mulți producători, oameni care își aduc din grădini? Cu siguranță ar fi. Se simte lipsa lor în piață? Se simte la prețuri? Da, exact, la prețuri.